legală? Consiliul va analiza? Vi se pare că nu e legală? Și în nu ședința pot, de consiliu? Nu pot să mă pronunț, nu m-am declarat, n-am studiat articole invocate de dânsul și nu mă pot pronunța. Dar cel puțin de bun simț vi se pare propunerea dumnealui? Am văzut în această perioadă, de când a fost lansată, opinii pro și contra. Din punctul meu de vedere, sunt echilibrate și cele pro și cele contra. Nu aș putea să zic să înclin balanța într-o parte sau în cealaltă. Cei care au mulți copii vor fi foarte fericiți. Cei care nu mai au copii vor fi foarte supărați. Dar vi se pare fezabilă? Credeți că s-ar putea opta pentru asemenea variantă? Vom crea o discuție foarte mare în municipiul Brăila vis-a-vis de acest lucru. Nu știu, n-aș vrea să mă pronunț încă. Pentru că, vă întreb pentru că la ședința de consiliu ați părut că nu sunteți foarte nici în favoare acestei. Nici ceilalți consilieri nu. Acum știți dumneavoastră, de fapt ce realizăm noi? Mutăm o taxă de la unele persoane pe alte persoane, pentru că ea tot trebuie plătită. Și atunci, în loc ca noi doi, de exemplu, să plătim o sumă, vom plăti mai mult pentru că nu avem copii, de exemplu.